Din nou pe joaca noastră favorită FIFA Mobile, vreau să discut despre câteva schimbări practic pe care le-am făcut la echipă. De asemenea deschidem niște pachetele clasice, peste tot pe acolo pe la UCL vedem ce putem să facem, ce nu putem să facem și vă arăt și ce am acolo așa pe market, acolo ascuns. De vedeți că stă o bulină, o bulină minunată acolo, albastră, albastră bulina, nu e galbenă bulina, bine de știut. De acum înainte, hai că învățăm și culorile astăzi în premieră Deci începem prin a merge direct la echipă să vă arăt ce s-a întâmplat L-am integrat într-un final pe Rudiger Vă amintiți că eu îl deblocasem de acolo de la UCL într-un clip anterior Doar că nu l-am băgat atunci la echipă Am stat să mă aștept, că nu știu ce să fac Cu care să-l schimb, cu care să nu-l schimb Și de asemenea l-am integrat și pe Roberto Carlos Deci știți că l-am primit de la giftul ăla gratis Ceva ca o compensație, ca o compensație E frumos, fără cacofonii de la cei de la ei pentru că au băgat acea mentenanță, vă amintiți pe joc, care a durat câteva ore și au decis că hai să le dăm la toată lumea câte un card gratis de 108 icon și ceva gemuri, coins, nu mai știu și a mai fost atunci ca, ca această, pentru această compensație respectiv. Eu l-am luat pe Roberto Carlos și acum am putut să-l integrez în locul lui Col. Deci am făcut aceste mutări acum și nu le făcusem de exemplu inițial când am luat aceste carduri. Uh, pentru că ce aveam eu pe pozițiile respective era Col și în locul lui Rudiger era cel Ricardo Carvalho. Vă amintiți? Hero de 110 UVR. Ambii costau destul de ieftin pe market. Col mi se pare că nici nu se vindea sau se vindea, cred, dar la fel la, la prețuri super mici. Se vindeau ambii doar că la prețuri foarte mici, da. Uh, însă, în weekend, când a fost Sfântul Paște, uh, au băgat ăștia de la ei niște exchange -uri. Acolo la Foundation, uh, am mai vorbit, mi se pare, când a filmat un clip pe contul de RTG. Deci au fost niște exchange pentru coins, unde puteam să folosim diverse carduri, de, încă de la eventurile precedente, printre care și alea de la Toti, de aveam cu toată lumea o grămadă din alea și... Făcând acele exchange-uri, mulți au reușit să facă 10, 20, 30 de milioane de coins Cred că maxim pe acolo, până în 30 de milioane de coins, pentru că era un număr limitat de astfel de exchange pe care puteam să, să le facem fiecare. Și astfel, iarăși, toată lumea a strâns ceva coins, a strâns ceva bănuți, automat toți au mers pe market să-și cumpere carduri, să-și îmbunătățească echipele, respectiv pentru că știți, a dat și acest refresh la Division Rivals cu reward cu chestii, toată lumea vrea să facă performanță acolo, nu? Să joace, să primească reward-uri mai bune și automat uh, au investit în echipa acești coins și... Rezoluția, chestia, output logic a fost că au crescut prețurile pe market la foarte foarte multe carduri La multe carduri chiar s-au dublat respectiv prețurile uh, Uite de exemplu dacă ne uităm, uite la Hakimial meu era la 10 milioane, s-a dus la 20 Bellingham la fel, Eder Militao a rămas tot pe acolo Cantona s-a dus la, un moment dat era la peste 40 de milioane uh, Și el era sub 30 dacă nu mă înșel Deci au, crezut, au crescut binișor prețurile și de asemenea am putut să-l vând și pe Ricardo Carvalho și pe Col la niște prețuri mai decente. Inițial Carvalho era la 11-12 milioane, când mă gândeam eu să-l vând și să-l bag în locul său pe Rudiger, iar Col la fel era tot chiar sub 10 milioane, nu mai știu aceste carduri. Deja pe Cone ăla l-am prins eu ulterior de la nu știu ce pachet, de pe store, gratis. Avem 40 de milioane de coins aici, hai da la băiatul și uite așa, datorită acestor chestiuțe noi de la o celor exchange am putut să fac Acolo direct vreo 20 de milioane de coins plus pe deasupra am putut să fac niște mutări care mi-au adus încă 40 de milioane de coins. Deci uh, big thumbs up pentru acest uh, move, pentru această mișcare pe care au decis să o facă cei de la ei pe care o consider super bună. Pentru că trebuia într-un fel sau altul să ne mai ia din cardurile astea de am, de -de 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 -am avut cu toții o grămadă, de la toti în special. Trebuia să ne mai ia din ele ca să, să, se mai regleze puțin situația pe market, să nu meargă toți să încerce să le vând acolo și să scadă automat prețurile peste, peste tot. Cumva s-a balansat situația și consider că este mai bine, dar poate nu este mai bine pentru cei care doreau cât de curând să-și cumpere carduri noi de pe market și acum poate la multe s-au dublat efectiv prețurile și nu mai au coins băieții ca să, ca să facă schimbările pe care le avea un plan, dar pentru mine, pe mine personal, m-a avantajat. Această chestie de-a făcut -o ăștia și pe contul ăsta și pe contul de Road to Glory, big thumbs up. Doar că am scăzut cu 9 mi se pare, nu? Pentru că am scăzut de, de la 109 la 108 și pe poziția de right back de la 110 la 109 și pe poziția de central back, dar nu mă interesează prea mult. La nivel de calitate oricum și cum se mișcă în joc aceste carduri nu sunt sub cele care erau, Ricardo Carvalho și Cole respectiv. Așa că I don't care de, de OVR ul general neapărat pentru moment. Hai să mergem acum la cele, să vedem, am, am strâns ceva puncticele din astea, pot să trec puțin și pe la reward, puteam peste 1000. Deci hai să fac niște rotații pe aici, deblochez ce pot să mai deblochez și mergem deja la player exchange acolo să ne distrăm puțin, să vedem ce putem să facem, ce nu putem să facem. de aici așa am luat, dar am îndeplinit și acest milestone. Hai să începem cu acest milestone și după mergem la player exchange acolo să, să o dăm. Ia, yeah. walkout, evident. Și sperăm și ceva bun. Nu, 107, măcar Rodrigo. Bă, de nu mi-a picat și asta deja de o grămadă de ori, n-ai cum să te supere exact de 106, dar e card RTTF, Aproape sigur de fapt stai, când apare clipul ăsta a fost deja meciul uh, lui Real cu Chelsea, dar eu când filmez încă n-a fost de fapt sau nu știu care a fost uh, rezultatul, dar presupun că a trecut totuși Realul mai departe și ăsta ar trebui deja să aibă 107. După acest meci am zis o zi, 2-3 maxim după ce trece echipa mai departe, cam ar trebui să-și upgrade aceste carduri RTTF dar uh, vedem, vedem dacă va fi cazul așa. Am 3 token deci pot să iau uh, totul până la Onana trei jucători respectiv din ăștia Hai că nici n-am chef Ramos e deja sorry Dar de câte ori te-am văzut pe tine venind ca walkout Chiar nu mai am chef să, să te mai văd încă o dată Tot respectul pentru dumitale, Dar uite la, la Laba ne uităm La Laba frumos Cardul său de 108 Cu toate că iarăși și cu dumnealui Nu am ce să fac decât să-l bag ulterior La acele exchange-uri Și Akanji nici pe dumitale Nu vreau neapărat să te văd ca walkout Sorry, Sorry, but not sorry. Ia să vedem. O luăm de la capăt, nu 103, să vedem ce putem să facem de aici. Și o luăm deja progresiv mai mai departe. Primul, evident nu e walkout, că nici nu poate să pice walkout de acolo. Evident, pot să mai fac unul de aici sau nu se mai poate de făcut unul de aici. Mai putem să facem unul aici. Hai să vedem. 104, 105 ceva. Nimica? 104. Ok. Next. 5 oh, jucători de cât. Nu se mai poate acilea. Merge mai departe. Atunci la ăștia de 106+. Plus, unde putem să luăm și ceva din ăștia RTTF. Și preferabil să luăm din aia Acum să vedem. Dacă am norocul ăsta sau nu am norocul ăsta. Dar îmi place că e workout la sigur la aceste pachete. Uh, oh, ne stă inimioara Ceame Nu e ceame Dar e Ruben di, Nu e Ruben D așa. E pe Papa E PP De 106 Mă gândeam la Andrei Silva la striker de 106 de mi-a picat Sau mă gândeam poate ce a mea e acel Bernardo Silva Știți de mi-a picat pe contul de Road to Glory Ce a mea RTTF Ar fi fost binevenit Binevenit ăla Dar din păcate n-a fost să fie Dumnealui a fost alt card. Asta este, o să plângem data, data viitoare. Acum nu plângem, deschidem mai departe. Încă un walkout, evident, din acest pachet. Walkout garantat. Habar n-am cine e. Fata și cine este? Da, foarte M-am gândit bine la dumnealui, dar are decât 106? Credeam că a fost senzațional băiatul ăsta, parcă. Și în ultima perioadă, și în ultimul sezon, în general. A, credeam că o să-i dau un card de ceva mai măricele în OVR. Pot să mai fac încă unul de aici. Deci, deja 3 de asta de 106 plus. Hai că deschidem ceva pachetele astăzi, aparent. De aici, de la Player Exchange. Ia să vedem. Ceva bun. Ramos. Bă, nu mai... Nu e Ramos. <laughs> ok, deja, deja porneam să, să fac urât. Dar nu era Ramos. E ăsta de 106. Dar uh, putea să fie și Ramos, evident până la Manchester City, până, până, până să vedem logo-ul lui Manchester City, putea să fie și Ramos acolo. Gata, nu mai putem să mai facem vreunul de aici. Hai să vedem și la ăsta de 108. Eu am făcut ăsta de 108 o singură dată, mi se pare, și nu știu dacă pe acest cont sau pe contul de Road to Glory. Ok, ok, ok. Deci nu vreau să folosesc probabil cardul lui Rodrigo, pentru că cine știe, poate asta RTTF devin ulterior tradable, după ce își primesc și încris în Chris în Așa că hai să folosesc uite tot Ramus, că mai am trei bucăți, încă două bucăți deja pe lângă ăsta. Bam, 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 bam. Hai să mergem cu un exchange din ăsta de 108. Vedem ce ne dă. Putem poate să băgăm direct pe market și să să vindem respectiv cardul dat. Ar fi frumos, mai ales dacă e și un RTTF. Ar fi și mai frumos, dar hai să vedem. Marez, right winger, dar nu e RTTF, e card normal de 108 acest dom mare și presupun 16 milioane, doream să zic presupun că nu e super scump și nu se vinde. Dar dacă e la 16 milioane prețul său, cred că se vinde de fapt. Cred că acest card de, de fapt se cam vinde, sincer să fiu cu dumneavoastră. Ia asta așa că mergem imediat la dumnealui să vedem, dar vreau să văd încă ceva înainte. Da, uite ăsta de 109 over, quick Aici cred că o să încerc să folosesc totul jucătorii în de prin și tot ce prin tradeable și să vină o să încerc să, să vând pe market și să fac coins. Nu vreau să, să țin cardurile respective ca să le bag totul ulterior la exchange și tot să am ghinion și să nu-mi pice nimica bun. O să merg să-l vând pe market pe acest domn Marez dacă se vinde, clar. Dar da, se vinde, se vinde, se vinde, se vinde, apare în domnul Marez. Super tare! Super tare! Bam, bam, bam! Deci prețul său maxim a fost la 19 milioane și acum îl vând la 17, deci ok, poate mai crește puțin prețul său ulterior, dar nu cred. Deja probabil tot în jos, iarăși o să se mai ducă din prețuri. După ce au trecut acele exchange de unde puteai să faci coins easy, probabil cam, am gata cu creșterea, presupun, dar cine știe. Mă apropii înapoi de 200 de milioane de coins, ceea ce este super, super bine, frumos, m a plăcut clipul de azi. Mi-a plăcut clipul de azi. Ceva pachetele frumoase, resurse, chestii și un jucător care se vinde. Not bad at all. Hai să mergem acum să dăm și un meci. Am zis, facem tradiție din chestia asta. Facem din chestia asta tradiție. Să mai jucăm așa pe final de clipuri măcar cât de cât. La, la Division Rivals. Dăm un meci frumos la Head to Head. John C. Are o cel puțin sub mine. Vedem, sperăm să fie conexiune bună la doamne, doamne. Și să, să se miște bine jocul. Mai departe ne desurcăm noi într-un fel sau altul Bun, ia, yeah. let's see Hai că n-a început promițător Se mișcă execrabil Foarte bine Wow, e o plăcere să joci joaca asta Îmi place din ce în ce mai mult cu fiecare secundă pe care o petrec în meciul respectiv Dacă mai dă și gol, fără să înțeleg nimic aici că se mișcă tot un poze, era... Aolo, era nemurirea sufletului Ia să vedem Bun, hai pe Leo pas acolo lui Messi. L-a luat la, la umăr pe ăsta pe Messi, adică nici nu e foarte... Ok, și de la lagul ăsta parcă e și delay. Eu am dat double tap ăla cu 5 ani în urmă ca să... Efectiv să ia mingea. De acolo ăsta, dar de fapt mi-a luat comanda ulterior și a făcut skill ăsta și a dat mingea în out. Și mi-am luat și gol cu dovleacul de la Neymar. Îl are pe Neymar ăsta UCL care are cât? 109 over recardul său? Sau 108 sau 109? Cât are, nu știu. N-a vrut să dea drumul la pasă, am înțeles. Clară treaba. Hai, încercăm poate să ne revenim, poate să mișcă și jocul bine. Pe lângă, de ce ai dat pasă fix în Crespo? Why? Gol 1-0 Gică Hagi again Frumos aici cu acest canton Dar l-am întors cine era l -are pe Alaba acolo mi se pare Pe poziția respectivă Dar mamă, mamă, ce am strâns din poponeți tot meciul mă, mă, frustrează maxim când pierzi Din cauza faptului că ți se mișcă jocul extrem de prost, știi? Nu neapărat că ești tu Ia vezi Mamă Ok Frumos golul Dar nu știu cum Ah, m-am pus să sta pe attacking și au lăsat ăștia la spații libere în spate de trece tirul, ești nebun pe acolo. Ah, hai să mai marchez un gol, poate măcar egalitate să trag totuși din meciul ăsta, dar e greu. Ia vezi, pasă, doamne. Eu am văzut la asta, la mei se apropiat, el a dat tocmai pe la cantona sau cine era acolo ca striker pe poziție. Wow, insane. Du-te, 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 du-te. Pele, shoot. Bun, bă, ce fază de n-am înțeles absolut nimica. Dar frumos s-a întors Messi cu o pasă la Pele E efectiv nimic, n-am înțeles Super haotic uh, Frustrante, frustrante meciurile, Mi-amintesc, mi-amintesc acum Cât de distractiv a fost perioada aia cât m-am chinuit să fac FIFA Champion La head-to-head -head. Distracție maximă Distracție maximă a fost uh, Trebuie să ai răbdare, trebuie să ai răbdare o grămadă pe joaca asta Ca să o dai binișor Mm -hmm. Bun, du-te Du-te, du-te, Messi Oprește-o, dă-i înapoi acelea Ta a băgat ca nesimțitul cu alaba mine Auci. Mm -hmm. Bun, acolo, Rudiger, frumos Pele, pasă Hai, o ultimă șansă O ultimă șansă La dovleac, la dovleac, la dovleac, la dovleac Pele Nu nu, găseam buzița ca să fac Să fac schema cu serutul. Nu, nu găseam buzele săracu de mine cu, cu degețelele. Bine, bă, am simțit că trebuie să, trebuie să dau la, la Căpânștaină. Mama, a dat rage cu tomu. După ce a câștigat în două instanțe, 1-0. Am făcut 1-1, după 2-1, un apoi 2-2, apoi 3-2. Și am dat salutii, a dat treci cuit Frustrante, dar și frumoase meciurile când se întâmplă chestii de genul, știi? Cu astfel de comeback-uri. Și ulterior, ulterior mai iese și adversarul și s mai dă o doză așa de satisfacție. Meschină, sadică satisfacție. Dar n-avem ce să facem. Atât a fost cu acest clip. Vă mulțumesc pentru susținere. Nu uitați de like, o subscribe, ca întotdeauna. Știți cum trebuie trebu 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 trebușoara pe aici. Noi ne auzim deja data viitoare, probabil cu noile chestii de se bagă în joc joi. Probabil chiar joi apare acest clip, deci... Ce chestii se azi în joc, discutăm probabil deja în următoarele clipuri. Bye bye!